Acest volum de care vă vorbeam, avându-l ca și coordonator pe profesorul Nicolae Iluga, care din păcate este prezent astăzi la SIGHE, apare sub coordonarea și din inițiativa financiară a domnului Ștefan Marinca, care este alături de noi. Eu mă bucur foarte mult că majoritatea dintre cei care au prezentat materiale în acest volum sunt aici. Asta înseamnă foarte mult. Eu vreau să vă spun câteva cuvinte, pentru că am avut ocazia să-l cunosc în două situații interesante pe Jean Bălin. Prima dată la București, pe vremea când se pregătea proiectul Academia Cațaveancu, și pentru că da, în perioada respectivă mergeam foarte des la București, ne-am văzut de mai multe ori, și a doua oară, în momentul în care la editura Grinta a apărut pentru prima dată în România volumul Zen und Zeit, Martin Heidegger, pe care noi l-am tradus în limba română Fire și Timp, și pe care Jean Bălin l-a susținut, fiindcă am avut o imensă dispută cu editura Humanitas și cu domnul Gabriel Iceanu, și mi-aduc aminte cu mare plăcere că Jean Bălin a fost de partea noastră și ne-a îndrumat și ne-a explicat ce trebuie să facem ca să putem rezista în acest conflict, pentru că a existat într-adevăr un conflict extins pe parcursul a 8 ani de zile între editura Grinta și editura Humanitas, care s-a încheiat ca la șac, adică cu remiză. Instanțele judecătorești, stabilind că ambele edituri au dreptul de a publica cartea respectivă și drepturile de traducere. După părerea mea, Jean Bălin a fost ceea ce putem numi, făcând o trimitere la un termen din greacă, termenul de Morozophus. Morozophus însemnând, într-o traducere mai liberă, dacă doriți, nebunul înțelept, sau noțiunea de înțelepciune a nebunului aplicată. Foarte mulți dintre noi, de-a lungul timpului, am avut momente de boemă, ca să zicem așa, dar până la urmă, cum a fost și cazul Jean Bălin, înțelepciunea a învins. Acest volum pe care îl vom discuta împreună aici este cumva o nouă ediție, pentru că în anul 2013 a mai tipărit prima variantă a cărții, dar acum o prezentăm într-o formă mai împlinită, ca să zicem așa, și eu aș dori foarte mult pentru toți cei care îl vor cunoaște după lecturarea acestei cărți pe Ioan Bălin, să-l înțeleagă în adevărata valoare și în adevărata măsură. Pe mine vă rog să mă luați ca un substitut. Ar fi trebuit să vă vorbească despre carte coordonatorul ei, profesorul universitar dr. Nicolae Iuga. Cum dumnealui n-a putut veni și cum eu m-am ocupat de bucătăria cărții împreună cu domnul director al editurii Grinta, deci cu
această introducere îmi permit să fac introducere. Despre ce este vorba? Pentru sighetenii nu trebuie să spun nimic. Cuvântul însă Jean Bălin spune tot și orice am spune noi e prea puțin. Pentru că a vorbi de Jean Bălin, pentru a putea vorbi de el, trebuia să fie cât de cât apropiat înălțimea minții lui. Dar eu nu cunosc pe nimeni în România să fi ajuns la înălțimea lui. Îmi spune un prieten poet din București că a asistat la o dispută la care erau Gabriel Liceanu, Pleșu și mi se pare un mare critic. Un filozof între ei, mare filozof, trecut în carte doar cu inițiale ca să nu-l supere, în această adunare vine fericit să explice celorlalți că tocmai citise o carte minunată care l-a încântat. Și în timp ce vorbea despre carte laudativ, Jean îl întrerupe zicându-i, tu știi ce vorbești? Și marele filozof a dat înapoi, la care Jean l-a desființat argument cu argument, de acel filozof nu și-a mai găsit cuvintele, încât Liceanu și Cupleșu au râs în hohote. Noi nu-l cinstim suficient, pentru că Jean Bălin a fost cea mai strălucită minte care a dat-o acest loc, Maramureșul. Nu trebuie să vorbesc. În carte sunt peste 30 de personalități, printre care academicianul Surdu, vicepreședinte al Academiei Române, Marga, fost rector la UBB, cei mai de seamă filozofi români, toți spun același lucru. Și foarte curios, pentru cei care l-am cunoscut, orice discurs de aici, orice eseu din carte, vorbește exact de același om. Niciunul n-am vorbit unul cu altul, dar am spus același lucru. Și care este elementul comun care îl găsește în fiecare eseu? Geniu. Jean Bălin a fost un geniu. Eu am avut privilegiul de a participa la conferințe internaționale, am ținut zeci, dacă nu sute de conferințe în Europa, în America, în Asia. Am lucrat cu oameni, cu cei mai mari specialiști ai lumii în microelectronică. Pot să vă povestesc o săptămână. I-am căutat și eu aveam o referință, cea mai strălucită minte, Jean. Și mă uitam la ei, la cei care pretindeau că sunt primi în lume, să văd dacă seamănă cumva cu Jean Bălin. După părerea mea, nu semăna cu nimeni. Pentru că Jean avea o profunzime, o limpezime, o stăpânea limba română într-un mod extraordinar. Când el vorbea, de exemplu, când ne vorbea despre o carte, el începea să ne spună pasaje întregi, pentru că avea o memorie colosală. Ne cita din memorie pasaje întregi și nu ne dăm seama când se termină pasajul din carte și când continuă, pentru că în ceea ce spunea în continuare păstra și metrica și ritmul și toate detaliile erau de la el, continuarea cărții. El ne-a făcut pe foarte mulți să avem cât de cât legătură cu cultura. Datorită lui suntem sute, poate mii de oameni care am avut senzația că trăim lângă un geniu. Cum v-am spus, umblând în toată lumea, am cunoscut mulți oameni, dar pot spune cu mâna pe inimă că despre unul era evident că e un geniu, Jean Bălin. Aș vrea doar, nu mi-am propus să vorbesc prea mult, pentru că vor dori să vorbească și alții. Sunt convins că va vorbi domnul senator Bârlea, sunt convins că va vorbi părintele Luțai, sunt convins că va vorbi poetul Marin Slujeru. Vă redau doar cel mai scurt eseu din carte. Și vă recomand, am în traistă vreo 300 de exemplare pe care a venit să vi le dau la un preț derizoriu pe care domnul
editor mi l-a oferit, 8,50 bucata. Scrie Lazar Vlăsceanu: să-l fi avut partener de dialog era un privilegiu, să-l fi contrazis era o aventură din care riscai să pierzi rănit de eleganța sublimă a argumentării. Să-i asculți recitări din filozofie, poeți sau texte biblice era ca și cum ai fi alunecat în incantații magice fără de sfârșit. Să-i fi citit un text scris nu ai fi reușit să rămâi decât la o suprafață banală în absența întâlnirilor cu subtextele doar de el știute. Atâtea fețe nevăzute și neauzite ale unui cameleon al ideilor se revărsau nestăvălit într-o oralitate cuceritoare. Spirit ludic al abstracțiilor, de ce nu mai ieși din tăcere? Nu-i vorbă că și atunci ca și acum te ascundeai în mizantropii ale tăcerilor prelungite. Dar a trecut deja prea multă tăcere. Mi-e așa de dor de râsul și recitările și tăcerile tale vii. Mă întorc iarăși în singurătatea pe care mi-ai lăsat-o. Ce pustiu s-a făcut în jurul Lazarului tău fără de tine. Toate eseurile vorbesc același lucru. În toate îl veți regăsi acela. El a scris mult, profund, nu mult aș zice, profund. Și cărțile lui, dintre care a fost premiat de Academia Română, sunt socotite referințe în domeniu. Dacă tot am profitat de această ocazie, și sper să nu mă lungesc, am venit cu o propunere pe care vă citesc și asta o fac în primul rând pentru sigheteni și cei legați de Sighet, în primul rând maramureșeni. Foarte mulți sunt, sigur, de la Academie, profesori universitari, personalități care vorbesc despre Jean Bălin în această carte, nu sunt maramureșeni. Dar pentru maramureșeni, în primul rând pentru sigheteni, adresez următorul memoriu către Primăria Municipiului Sighetul Marmației și către Consiliul Local al Municipiului Sighetul Marmației. Subsemnații, semnatari ai textelor cuprinse în lucrarea Remember Ion Bălin, editura Grinta Cluj 2020, împreună cu alți cunoscători direcți ai filozofului Jean Bălin, avem rugămintea să luați în discuție oportunitatea ca una din străzile orașului Sighetul Marmației să-i poartă numele. Am propune segmentul de stradă dintre Biserica Sfântul Carol Borromeo și strada Mihai Viteazul. Jean Bălin, născut în comuna Călinești la 1 ianuarie 1947 și trecut la cele veșnice pe 3 aprilie 2006, a fost un geniu, după cum o spun textele din lucrarea citată și toți contemporanii care l-au întâlnit. O personalitate complexă ce a luminat generații și a onorat toate locurile prin care s-a strecurat cu discreție și distinție. Elev la Liceul Pedagogic din Sighetul Marmației, student la Facultatea de Filozofie din București, profesor de filozofie la Liceul Dragoș Vodă, Sighet, asistent, lector, conferențiar și profesor universitar doctor la Catedra de Logică a Institutului Politehnic București și la Universitățile Titu Maior București și Babeș-Bolyai Cluj. Conducător de doctorat, ambasador al României în Regatul Marocului și prieten apropiat al regelui Hasan al II-lea, autor de lucrări de referință în domeniul logice, premiat de către Academia Română. În Sighet, în particular, a avut faima de a fi transformat cafenelele și restaurantele vizitate în anfiteatre și săli de conferințe, unde oricine, cu un minim de caracter, ascultându-l, trăia iluzia că l-a atins aripa înțelepciunii. N-a apărut niciodată la televizor, dar era în spate cu căștile pe urechi să-i corecteze pe mulți ce se numeau formatori de opinie. Din câte știm, nu avem nicio înregistrare cu el. Cărțile lăsate de el, deși unanim apreciate, nu ne-l arată cum a fost, pentru că el era precum părintele filozofiei Socrate. Capabil să te conducă prin oralitate pe calea cea mai scurtă de la obscuritate la adevăr.
Vor trece poate multe sute de ani până când, cine știe, se va mai naște în Maramureș un asemenea om luminat. Iar în ziua aceea de va fi, se va mai găsi o stradă care să sporească gloria culturală a minunatei noastre urbe. Și semnează autorii acestor texte cu o listă, deci cu posibilitatea să o completăm cu toți cei care doresc, prin care adresăm noi acest memoriu. Și mă opresc aici pentru că vor să vorbească și alții. Vă mulțumesc! După 90 îmi mergea bine. Aveam niște invenții pe care mi le produceam și le vindeam în Ministerul Energiei, era clientul meu. Eram unicul care produceam așa ceva în România și ăștia plăteau oricât. Îmi mergea bine, aveam bani. Și atunci, apropo, ca să răspund provocării, atunci mi-am propus, zic, bă, am bani, îmi permit să institui un premiu. Și am instituit un premiu Valori ale Spiritului Maramureșan. Și primul premiu l-am dat lui Jean Bălin. Am făcut o mare festivitate la casa lui Ceaușescu în Baia Mare, unde sigur a venit și el. Și unde eu dormeam. Mânzește cum de, mă compar pe mine cu frații pe ușă. Dar eu, legat de țară mai mult decât el, pentru că el a ieșit din Călinești, dar nu era de acolo. Odată pe stradă m-a oprit și mi-a spus: mă, cum mă vezi tu pe mine? Băi, Jean, zic, tu nu ești de pe aici, mă. Cum? Bă, zic, tu ai căzut din lună, tu n-ai nicio treabă, nici cu ruralitatea noastră, nici cu... Tu nu le ai ca astea, tu ai sărit dintr-o dată în altă lume. Deci, el, într-adevăr, n-avea nicio treabă cu ruralitatea, nu părea să se fi născut. Când era elev, cred că în clasa 5-a, cunoștea biblioteca toată din Călinești. Profesorii lui, nici unul sau doi, dacă erau calificați, toți erau suplinitori. Curator și fost dat afară din milionerie. Și, deci, el știa mai mult decât toți. Și curând ne-am dat seama că el este înțeleptul de la care trebuia să asculți. O scenă. Părinte, nu știu dacă pe dumneavoastră v-am văzut într-o ipostază, o repet, poate am greșit, poate era vorba de altcineva, dar la vremea aceea când Jean era aici profesor, nu numai marele preot care este cu noi alături și scriitor, ci și alți preoți din Maramureș îl căutau la consultație. Eram cu Jean Bălin la tabac bar, la o masă, după o petrecere când el era mahmur, trebuia lăsat în pace să nu-l tulburi și o stăteam cu minte că știam hâcurile și n-aveam voie să scot un cuvânt o jumătate de oră, stăteam lângă el că el medita. Și văd pe cineva, un om zdravăn, în straie Popești, că intră, de-abia intră pe ușă. Și avea în mână o damigeană de vreo 5 litri de țuică. Și n-am știut cine îi, dar știindu-l că e preot și că vine cu țuică, am înțeles. A venit la consultație. Dar și ai firul cu aghiazmă? Și, părinte, vă rog să mă corectați dacă greșesc. Deci, și eu am înțeles imediat, am stat cu minte și am studiat ce se întâmplă. Părintele s-a apropiat de masă, a pus damigeana jos și au început să intre în subiect, că l-ai văzut pe ăla cu vremea, și până când părintele s-a apropiat să-și spună păsul. Și eu am fost foarte atent la mimica feței părintelui, să văd cum se face când Jean explică. Și credeți-mă, mi se părea că văd pe fața părintelui un far care i-a deschis fața și dintr-o dată parcă izbucnea spiritul din el, că înțelesese. Un alt detaliu foarte scurt. Un student de-al meu mă caută la universitate. O găsește pe soția și întreabă: unde e domn profesor? Și zice: îi la OJT cu Jean Bălin. Puu, Jean Bălin! Și eu le vorbisem studenții de fenomenul Jean Bălin.
Și ăsta fuge într-un suflet până acolo, la noi. Se vadă minunea. Jean nu intra în dialog cu oricine și trebuia să știe cu cine are de-a face. Și totuși, studentul meu se apropie și delicat, politicos, intră în discuție și pune niște întrebări bruște, așa, fără introducere. Zice, domn profesor, am citit o carte de filozofie și n-am înțeles deosebirea dintre noemă și noesă. La care Jean explică scurt și ăla se rămâne blocat. Văzând că are ce întreba, îi zice, domn profesor, mă preocupă întrebări. Care? Zice, nu știu ce e la baza științei. Păi tu ce știi? Ce faci la facultate? Păi matematică. Matematică și electronică. Făcea cu mine electronica. Păi zice, măi, ce este la baza matematicii? Și studentul răspunde bine. Zice, o sumă de axiome. Păi bine, sunt axiomele demonstrabile? Nu. Nu e așa, deci, că la baza științei stă un strat irațional? Irațional în sensul că nu poate fi raționat, ci doar acceptat așa cum este? Ba da. După care face o demonstrație pe care nu o mai pot reproduce, din care îi demonstrează că știința întotdeauna se termină în irațional și încheie cu concluzia. Deci, știința începe și se termine în irațional. Este doar un scurt dialog, dar astfel de dialoguri le avea zilnic, toată ziua, cu oricine. Era imposibil să-l contrazici. Dacă încercai să-l contrazici, ieșai șifonat de acolo. Pentru că el vorbea în sentințe. Tot ce spunea, spunea în sentințe. Și știa ce spune. Mă iertați că m-am lungit.